Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 19. Crimă din gelozie, doi copii au rămas fără mamă după ce tatăl a ucis-o cu sânge rece. Femeia cu 9 ani mai tânără era bănuită de infidelitate. După ce i-a luat viața, bărbatul a plecat cu mașina, însă nu a durat mult până când a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în comuna Voinești din Dâmbovița. Abia când au ajuns oamenii legii, acesta le-a mărturisit că și-a ucis soția. Polițistul a raportat superiorilor, iar o echipă a plecat spre adresa indicată de bărbat, unde au găsit trupul femeii. Criminalul riscă până la 20 de ani de închisoare. Cei doi copii de 1 an și 4 luni și 2 ani și 6 luni vor rămâne deocamdată în grija bunicilor. Prins de polițiști cu focuri de armă, asta după ce la începutul lunii decembrie ar fi furat într-un mod violent telefonul unui copil de 9 ani. Inculpatul a fost găsit pe raza unei localități limitrofe Bucureștiului. În momentul în care a fost somat, suspectul a fugit, iar polițiștii au tras mai multe focuri de armă în plan vertical. Culcat, poliția! Culcat! Culcat! Bărbatul a fost prins și imobilizat, acesta a fost dus la audieri și reținut pentru tâlhărie. Urmărire ca în filme la Șotânga, lângă Târgoviște, un șofer în stare de ebrietate a acroșat mai multe autoturisme și a fugit de poliție. O păgubită a dat alarma, iar polițiștii l-au identificat în scurt timp pe făptaș. Însă, atunci când i s-a făcut semn să tragă pe dreapta, și-a continuat deplasarea și a mai acroșat alte două autoturisme. Trage pe dreapta! A fost nevoie ca o altă mașină de poliție să-i blocheze drumul ca să-l determine să oprească. Când au ajuns lângă șofer, polițiștii au simțit un miros de alcool, însă bărbatul a refuzat să sufle în etilotest. A fost reținut și s-a întocmit dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. S-a grăbit să treacă de intersecție și era să ajungă pe peronul metroului. O șoferiță a intrat în intersecție, nu s-a asigurat și a fost lovită în plin de un șofer de 20 de ani. Accidentul a avut loc în intersecția din dreptul stației de metrou Parc Bazilescu din capitală. În urma impactului, mașina femeii a fost proiectată pe trotuar, iar cea de-a doua mașină într-un stâlp aflat la intrarea în stația de metrou. Niciunul dintre cei aflați la volan nu consumase băuturi alcoolice. O persoană a fost rănită ușor și a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Bolnav externat refuzat de părinți în Botoșani, un bărbat de 52 de ani care a fost victima unui accident rutier în urmă cu mai bine de o lună. A fost externat din spital după ce a fost operat de mai multe ori. Starea acestuia s-a ameliorat și a fost trimis de un echipaj de ambulanță acasă, însă părinții nu l-au primit. Să fie răzis mai tare? Da, da. Aceștia au stat mai bine de 2 ore cu motorul pornit în fața poții, însă lucrurile nu s-au rezolvat. Au chemat părinții, părinții au refuzat categoric să primească propriul lor copil, care acum are o vârstă destul de mare, 50 ceva de ani, pentru că nu este vindecat complet. În cele din urmă, bărbatul a fost trimis din nou la urgențe. Colința mea spune nu, că o să vin sănătos acasă, să nu vin bolnav, să mă doară ceva. Dar și vinovat am fost eu, că... Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!